Deputatul social-democrat Ilie Toma, un foarte bun cunoscător al tradițiilor și obiceiurilor din județul Hunedoara și nu numai, prezent și el la sărbătoarea de la Vața alături de colegii săi de partid, și-a exprimat aprecierea cu privire la faptul că locuitorii comunei nu au renunțat la tradițiile și obiceiurile locului. Ba mai mult, se încăpățânează, în ciuda tuturor obstacolelor, să le transmită din generație în generație pentru posteritate. În comuna Vața, tinere femei se încumetă și în zi de astăzi să cânte la tulnic, un instrument arhaic utilizat în vechime pentru comunicarea între satele izolate din Munții Apuseni. Sătencele încă participă la șezători, odată cu terminarea muncilor agricole, șezătorile fiind genul de întâlniri în care femeile pregătesc haine și tot felul de articole pentru iarnă, dar îi și critică prin strigături bine aduse din condei, pe leneșii din comună sau pe cei care nu respectă regulile comunității. Cât de important este să ne păstrăm aceste tradiții? Da, toamna, într-adevăr, se trage linia și se prevede bunăstarea sau mai puțin bunăstarea pentru următorul an, dar se vede într-adevăr hărnicia, cât de important este. E cea mai bună întrebare, sincer vă spun, care am auzit-o în ultimul timp, pentru că în societatea asta noastră, unde se confundă de foarte multe ori bărbatul cu femeia, în societatea noastră actuală, unde sunt animale mai iubiți decât copiii, în societatea actuală, unde inteligența artificială domină, văd că, viața oamenilor, o mână de oameni, tradițional, se pundea curmezișul. Și nu doar că se pundea curmezișul, respectă tradițiile românești. Respectă sărbătorile de toamnă și nu numai de toamnă, a tuturor anotimpurilor, pentru că românii așa au fost creați, pentru fiecare anotimp să simtă, să creadă și să ducă mai departe ceea ce era tradițional. Familia, munca și credința în Dumnezeu. Deci este cel mai important, pentru că această mână de oameni duc mai departe cultura poporului românesc, se pundea curmezișul peste toate obstacolele și încearcă să blocheze tot ceea ce vine din alte părți și încearcă să distrugă românismul. Eu spun următorul lucru. Și eu poate că am fost dezamăgit de foarte multe ori de ceea ce se întâmplă în societate. Dar am întâlnit niște oameni care mi-au spus că poporul român are deosebită capacitate de regenerare. Și de vreun an, doi, am încercat să sesizez, mă, parcă omul ăla zice foarte bine. Și am constatat acest lucru. Într-adevăr, poporul român are o capacitate de regenerare pe care alte popoare nu le au. Așa că Dumnezeu să le ocrotească munca, familia și viața acestor oameni și a românilor de pretutindeni.